Bun. Deci, de la început, oamenii au discutat. Băi, eu vreau să facem un reportaj cu câinele, drăguț, câinele polițist care face, care drege. Bun. Omul spune, reporterul poate să spună orice, vreau să stau în cârca câinelui și să filmăm ceva, rup din stele, să impresionez pe toată lumea ce cadre am luat eu cu câinele respectiv. Și omul îi spune polițistului, domnul polițist, aș vrea să facem asta, uite, să mă duc să creez așa o legătură impresionantă cu câinele respectiv, să îl îmbrățișez, să facem chestii. E, în momentul în care omul a spus asta, polițistul trebuia să ia măsuri. Într-un simplu dialog să explice ce poate să facă, ce nu poate să facă în situația aceasta cu acest câine. Nu a spus asta și o să vedem mai departe ce se întâmplă. Dar în acea situație a fost, de exemplu, într-o emisiune TV, o reporteriță, care, bineînțeles, pe baza de ce reacționează oamenii așa, în lipsa altor informații, reacțiile lor și abordarea lor este tipică abordării venite din educația noastră, a părinților noștri, educația tipic umană. Dacă îl mângâi pe un om și îi spui dragul de tine, liniștește-te că ești în siguranță, omul se va simți foarte bine și se va relaxa. Dacă îl strângi în brațe să-i arăți că empatizezi cu el și că tot ce resimte el, tu înțelegi, pur și simplu omul se va relaxa pentru că așa a fost educat de când a fost mic, să fie strâns în brațe de părinții lui și să resimtă siguranța. E, oamenii încearcă să răsfrângă asupra câinilor exact același tip de comportament, arătând de fapt că ei sunt aproape de animale, le iubesc, au toată dragostea și considerația pentru ei. Însă, ce interpretează câinele din toate gesturile astea? Hai să vedem. Uitați-vă un pic la poziția câinelui, e contenționat de zgardă, privește fix, începe să se lingă pe bot, deci arată semnale de calmare deja ca și acest câine. Okay? Începe să uită în altă parte și în momentul acesta... Stop. Omul explica că totul era bine, mersi, era drăguț, eram relaxați, câinele stătea lângă mine, făcea lucruri, omul la fel era foarte prietenos cu câinele. Însă, problema este că nu reporterul trebuia să știe ce semnale transmite câinele. Era în responsabilitatea acelui handler de cățel, dresor sau stăpân, să știe dacă propriul lui câine este într-o situație confortabilă sau nu. Și în funcție de exprimarea câinelui, trebuia să ia niște măsuri. Ok? Dar, într-o situație ca asta, problema este următoarea, că acest polițist este la rândul lui instruit de niște instructori de la o școală de dresaj. Tu știi. E, acei instructori trebuie să nu scape din vedere că, dincolo de faptul că învață pe oameni să țină o recompensă, o lesă și să ducă recompensa așa să se miște sau să dea o mingiuță câinelui și să-l învețe trăgându-l de lesă să sară peste un obstacol, trebuie să le aducă amintea acestor handleri că acesta este un animal reprezentant al unei specii care se comportă în mod natural într-un fel. Nu este doar un câine polițist care sare peste două obstacole și atacă un infractor de manșon și îl pune la pământ. Deci, putem să fim doctori, putem să fim specialiști în orice domeniu, dacă suntem, din punct de vedere comportamental, ne exprimăm ca orice alt om, da? Și conform stărilor pe care le avem și confortului pe care le resimțim sau nu. E, dacă sunt cel mai mare doctor de pe planetă, dacă sunt tulburat din punct de vedere psihologic, pot să fac rău celorlalți. Ok? E, cu câinele este la fel. Dar câinele nu este confortabil, el ca și exemplar reprezentant al acestei specii, el va semnaliza așa cum este programat genetic să o facă. Nu mai contează că este un câine polițist dresat sau nu. Astfel, oamenii care țin câinii de lăsă trebuie să știe, dincolo de cum să pună câinele în șes sau în culcat, care este sistemul lor de comunicare și să țină cont de toate elementele astea care constituie acest sistem. Hai să dăm play mai departe. Face gesturi, gesturi prietenești față de câine pe care le-ar face față de un om. Dar okay? Umilește, nu? Nu umilește nimic. El face niște gesturi cât se poate de drăguță.
Ceea ce spune nena ăsta denotă că nu stăpânea situația niciun fel. N-avea habar de exprimarea câinului, ceea ce este extrem de periculos pentru ceilalți. Da? Apropo de confortul și siguranța celor din jur de care vorbeam. Exact, exact. Da? Îl fixează cu privirea ceea ce este inacceptabil și se întâmplă inevitabilul, ok? Deci a arătat toate semnalele și dacă nimic nu s-a întâmplat, câinele se uită într-o parte, arată semnal și reacționează. Da? Dacă nimeni n-a ținut cont de toate semnalele respective, având în vedere că era și contenționat de lesă de zgardă, singura formă de a anula situația în care se afla a fost să atace. I felt threatened. I didn't realize that I was threatening him. Deci ea nu știa, n-avea de unde să știe. So I had a total of 5 stitches right around my mouth and at the top part of my eye. It was so close to the eye that I think I was very lucky. Dar asta nu este responsabilitatea celorlalți oameni, da? Noi putem pe acești oameni să îi protejăm spunându-le că așa ceva nu pot să facă câinele nostru și noi, la rândul nostru, să știm ce să facem în situațiile respective, că mai sunt pe stradă, scuză-mă un pic, mai sunt pe stradă oameni care vin pur și simplu și pun mâna pe câinele nostru. E, nu stăm și ne uităm la ei și spunem, vădă ce frumos vă comportați cu câinele meu. Doamne, dar nu-mi vine să cred cât de drăguță sunteți. Pur și simplu vă uitați la câine, vedeți și pe baza experiențelor anterioare și unei instruiri, știți ce tolerează și ce nu tolerează câinele, și luați măsuri. În condițiile polițistului, eu ce făceam? Stăteam aici, îl vedeam pe respectivul că insistă, pur și simplu plecam din contextul respectiv, îmi trăgeam câinele de acolo, îi luam atenția, da? Mă duceam 5 metri mai încolo, mă jucam cu el, îi dădeam două mingiuțe, îl relaxam, îl detenționam și îi spuneam reportului, vă rog eu frumos, tot filmăm, ne distrăm, va fi mișto, dar până la momentul ăla, când nu se simte în largul lui, în lumea lor nu prea e normal să te duci peste ei. Și atunci, reporterul spunea, dar nici nu mi-am dat seama, bine, gata, am înțeles, hai să facem din nou. Te puneai în poziția asta, reporterul era, își ajusta elanul, da, și puteai să filmezi fără incidente, dar nu reporterul trebuia să știe ce semnale transmite câinele. Ci cel care conduce câinele, cel care are câinele. Astfel că noi, care avem câini de companie, nu trebuie să știm doar cum să facem mers la pas cu recompensa deasupra. Trebuie să știm și la modul cel mai serios cam cum comunică ei și cât poate câinele nostru să tolereze apropierea de ceilalți sau nu. Da? Și astfel, un dresor ca mine, instructor ca George sau ca Oxana sau ca toți ceilalți, cavalii pur și simplu trebuie să le explice oamenilor care n-au de unde să știe că proprii lor câini comunică într-un fel și că anumite semnale de atenționare trebuie luate în serios și noi să fim cei care să avem soluțiile să evităm astfel de incidente. Dacă observați, tipa a fost foarte mușcată, dar până la momentul în care câinele s-a hotărât să muște, nimeni nu i-a spus, Doamnă, până unde vă duceți? Vă rog eu frumos, haideți să ne oprim un pic, că nu mai e în largul lui câine. Câine era ținut aici, era strâns, era pur și simplu încolțit, nu mai avea nicio soluție, a arătat toate semnalele și până la urmă a atacat. E, dacă nu ținem cont de semnalele astea și lăsăm câine să ajungă până la nivelul acesta, în final, puțin câte puțin, câinele își dă seama că degeaba folosește semnale elaborate de avertizare, că nu ține nimeni cont de ele. Și în mod automat, da, se creează un automatism, câinele începe să treacă direct la faza finală când recunoaște că totul ar ajunge până la acel punct. Și sare etape, nu mai prevestește cu nimic și reacționează.